Primările din țară se grăbesc să inaugureze târgurile de Crăciun mai devreme, în speranța că vor atrage mai mulți turiști. Sibiu a intrat deja în atmosfera de sărbători și de la jumătatea lunii. Edilii din Arad au pornit spectacolul de lumini în această seară. Cheltuielile pentru brazi, instalații și decorațiuni au fost însemnate în toate orașele. Hey! La Arad, haina de lumini pe care o îmbracă orașul a costat 150.000 de euro, mai puțin decât anul trecut, când s-au cheltuit în total 700.000 de euro pentru Crăciun și pentru manifestările dedicate centenarului. Va fi o ferie de culoare, mai ieftină și mai puțin poluantă? La târgul de Crăciun, găzduit în parcul Mihai Eminescu, intrarea se va face printr-o poartă care va ilustra 3D trecerea spre anul 2020. Primăria din Târgu Jiu a cheltuit 150.000 de lei pentru împodobirea orașului. Pe 1 decembrie vor fi aprinse luminițele așezate într-un brad natural, mai apreciat de localnici. Cel artificial, cumpărat cu 100.000 de euro acum câțiva ani, rămâne într-un depozit. E mai bun asta? nu? Da, e natural. A presupus alocarea din bugeta doar 1.000 de euro. Deci de 100 de ori mai puțin decât un brad artificial. Ca să nu mai stea degeaba în depozit, bradul artificial, cel mai scump din țară, ar urma să fie expus de la anul într-un cartier din Târgu Jiu. Și la Iași, municipalitatea a instalat deja o parte din luminițele care vor fi aprinse de Sfântul Andrei. Târgul de Crăciun va fi amenajat pe bulevardul Ștefan cel Mare. În principiu n-am sărit peste bugetul anului trecut, în jur de 150.000 de lei ornamente noi. În capitală, târgul din piața Constituției va fi inaugurat pe 28 noiembrie. Are o tradiție de 13 ani, face parte din rețeaua celor mai importante târguri de Crăciun din Europa și atrage an de an în medie un milion de turiști. Pentru atmosfera de bazm, primăria a cheltuit din buget aproape 6 milioane de lei și speră ca din taxele pe care le achită comercianții să strângă aproximativ 1,4 milioane de lei. Primăria din Sibiu a inaugurat deja pe 15 noiembrie târgul din centrul orașului. Bradul artificial care se ridică semeț în mijloc are 24 de metri și este împodobit cu 5000 de globuri și kilometri de ghirlande. Toată instalația de iluminat din oraș a costat 1,6 milioane de lei și a fost utilizată și în anii trecuți. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.